Vreau să citesc un cuvânt din Scriptură, e un pasaj puțin mai lung, dar vă lansez o provocare, să ascultați cu atenție acest cuvânt care se va citi. De obicei, oamenii se pregătesc să asculte predica, vor să vadă ce zice predicatorul, dar vreau să vă spun ceva. Când omul nu e atent la ce zice Biblia, s-ar prea putea să nu priceapă nimic din ce zice predicatorul. Așadar, vreau să vă lansez provocarea asta, să fiți foarte atenți la acest text pe care eu am să-l citesc din Marcu, capitolul 9, și voi citi de la versetul 14 până la versetul 29. E poate puțin cam lung, nu ne-am prea mai obișnuit cu texte mai lungi, de obicei suntem obișnuiți așa cu un verset, două, trei, dar permiteți-mi să vă citesc acest cuvânt al lui Dumnezeu. Chiar dacă în traducerea Cornilescu e sub un titlu mai ciudat, dar știu că Dumnezeu e acela care poate să vorbească inimilor noastre și din acest cuvânt al Bibliei. Marcu, capitolul 9, la versetul 14, Biblia spune așa. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să îi se închine. El i-a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde l-apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatăl lui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns el. Și de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, de rămânea numai aici. Ajută necredinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locuri. Dragii mei, adunați în jurul Evangheliei, conștienți și de această dată că singura carte care poate să coordoneze viața unui om în detaliu rămâne Biblia. De cumva cineva nu e de acord cu asta, mă poate aștepta la final. Pentru că Dumnezeu a lăsat acest cuvânt sfânt al Bibliei și pentru noi, pentru generația aceasta, să putem să mai învățăm, să ne mai corectăm, să ne ghidăm viața după ceea ce Hristos și Dumnezeu Tatăl a ales să rămână aici, pe paginile Sfintelor Scripturii. Vreau să vă vorbesc în această seară despre un aspect al vieții cu care oamenii se confruntă foarte des, dar prea puțini au curajul să recunoască. Pentru că omul are o luptă interioară extrem de puternică. E adevărat că am devenit super specialiști în a ne masca luptele interioare.
am devenit atât de specialiști în a ne masca acțiunile care deseori sunt necugetate și negândite. Am devenit extrem de specialiști să zâmbim în ciuda faptului că inima plânge, să spunem că putem în ciuda faptului că tremurăm de frică că nu deținem controlul. Am devenit atât de specialiști în generația asta să mascăm și să fardăm lucrurile care să arate extrem de bine pe din afară, dar uneori atât de putrede pe interior. Am mai dat eu exemplul ăsta cu unul din prietenii mei care era mereu lăudat că are o mașină curată. Își duce mașina și de 3-4 ori pe săptămână la spălătorie. E mereu curată. Când o vezi că trece pe stradă, parcă îl invidiezi și zici, bă, are o mașină impecabilă, noi de ce nu putem să o menținem așa? Și o vezi o mașină care n-are pic de praf pe ea, care lucește, o polișează non-stop. Eu m-am urcat într-o zi la el în mașină, dorind să apreciez aspectul ăsta și să-i spun, bă, tu ai o mașină foarte curată, bravo, cum poți să menții așa, că mie nu prea miasă, că baz încolo, bancoace, n-am vreme toată ziua de dus la spălătorie, că mi-am timp să mă duc, fie că mă duc să mi-o spăl eu, trebuie să stau acolo, fie că mă duc la o spălătorie, tot trebuie să aștept. Și timpul ăsta e dușmanul nostru maxim. Și înainte să mă pregătesc eu să-l apreciez, mă uit așa, un pic cu ochii și mă șochez un pic. Bineînțeles că în portiera mașinii era plin de pungi, de chipsuri, de snacks-uri. Mi-am permis că era prietenul meu să ridic un pic de covoraș. Era ciocolată, Kinder Bueno, pufarine. M-am șocat, am zis, bă, ce e aici? Tot Lidl-ul la tine în mașină. Mi-am dat seama că are stilul ăsta de a o spăla doar pe exterior. Toată lumea vorbea, deja îi se ducea numele de cât de curată e mașina. Și alții spuneau, bă, când vrei să cumperi o mașină, o cumperi de ăla, că el o întreține. Dacă îi dădea în bord, era pom de Crăciun. Toate erau aprinse. Schimbul de ulei când își aducea aminte. Puteai să fii atât de ușor păcălit de o mașină curată pe exterior și de un șofer care îl vedeai doar din afară și să spui, bă, când cumperi o mașină, să o cumperi de la ăla, că e întreținută. Uite ce bine arată. Pentru că întreținerea asta era doar pe exterior. De interior nu s-o ocupa mai niciodată. Pentru că, dragii mei, în viața cu Dumnezeu, deseori oamenii sunt predispuși și riscă în viață în a-și pregăti și în a-și farda, în a-și cosmetiza din punct de vedere spiritual doar exteriorul. Și arătăm impecabil de bine. Pentru faptul că arătăm bine doar pe exterior, de aceea oamenii nu mai trăiesc adevăratele victorii cu Dumnezeu. Pentru faptul că știm să ne aranjăm pe exterior, să zâmbim extraordinar, să spunem că suntem oameni puternici, să avem declarații care mai de care, să venim la închinare, permiteți-mi, vă vorbesc în această seară din toată dragostea pe care vă port. Pentru că venim deseori la închinare și avem parte de câte o închinare frumoasă de cei care sunt aici. Încercăm și noi, văd oameni cu mâinile ridicate pe sus, văd oameni cu lacrimi, văd oameni care în timpul de închinare îi spune că ceva excepțional și la un moment dat parcă i-ai lua și i-ai pune undeva și îi spune, hai să ne rugăm la modul cum te închin, la modul cum te exteriorizezi pe exterior. Înseamnă că tu ești lângă Dumnezeu acolo așezat. Bă, prin tine trebuie să facă Dumnezeu lucruri extraordinare și constatăm deseori că nu e așa. Constatăm deseori că minunile sunt din ce în ce tot mai rare, că prezența lui Dumnezeu e din ce în ce tot mai rară, adevărata prezență în profunzimea lui Dumnezeu e din ce în ce tot mai rară, că oamenii se prăbușesc de-a dreptul înaintea lui Dumnezeu, din ce în ce tot mai rar, și asta datorită faptului că se cosmetizează doar pe exterior, că își aranjează deseori doar exteriorul. Auzim la un moment dat, divorț! Bă, ați luat o raznă. Păi era cea mai impecabilă familie. Și aud deseori ca pastor, nu știi tu ce aveam noi în casă. Că arătam extraordinar de bine, trei concedii pe an, poze, Facebook-ul plin, Instagram-ul plin, bă, zicea ex, bă, toți vreau viața voastră. Și de fapt erați niște dezastre planetare. Pentru că oamenii
au devenit extrem de specialiști în a aranja doar exteriorul. Dar Dumnezeu, să știți, care treabă cu interiorul. Când un interior e bun, exteriorul devine bun. Când un interior e rău, exteriorul poate fi bun, dar fără prea multă relevanță. Când interiorul e bun, când lucrurile pleacă din interior, când omul își rezolvă luptele interioare, uitați-vă astăzi, oamenii se luptă să nu aibă ieșiri, să nu aibă ieșiri necontrolate de față cu alții. Oamenii se luptă să nu aibă vorbe necugetate de față cu alții. Oamenii se luptă să nu aibă așa acțiuni care îi compromit în fața altora. Și la mulți le iasă. Și după ce pot să se țină în stăpânire, să poată să n-aibă ieșiri necontrolate, să n-aibă vorbe necontrolate, să se țină în stăpânire și toți care îl privesc, bă, ăla e un om extraordinar, omul se crede chiar spiritual. Omul se crede chiar bun. Omul chiar se crede că el e după voia lui Dumnezeu, uitând că Dumnezeu se uită în interior. Și deseori omul care se luptă să se țină în frâu, să fie bine, să n-aibă vorbe necugetate, vorbe necugetate, are niște lupte interioare pe care deseori le pierde și pleacă din locul ăla și începe să vorbească verși uscate, lucruri care dacă le-ai fi auzit, ai fi speriat, dar nu, că spală exteriorul, e bine, în interior, e de toate sub preșul vieții. Pentru că Dumnezeu vrea să ne mai spună în seara asta că omul trebuie să se mai uite în interior. Și vreau să vă vorbesc despre o luptă interioară pe care o dau oamenii, pe care o au oamenii, și anume, una dintre cele mai puternice lupte interioare se numește necredința. Necredința, un punct atât de sensibil, atât de important, atât de profund, cu care oamenii se luptă în interiorul lor, mulți știu ca să mascheze asta, că în exterior arată multă credință, dar de fapt în interior e foarte multă necredință. Și de-aia rămânem de multe ori doar la un nivel extrem de scăzut. Pentru că în interiorul omului trebuie să se vadă credința profundă. În exterior o putem cosmetiza cum vrem noi. Dacă eu v-aș întreba în seara asta pe dumneavoastră, cât sunteți siguri? Hai să facem un test. Cât sunteți siguri? Cât sunteți siguri că dacă la noapte plecați din lumea asta ajungeți în cer? Ia mâna sus. Cât sunteți siguri de asta? Acum, toți cei care ați ridicat mâna, că unii ați fost foarte sinceri și nu ați ridicat-o, în momentul în care toți cei care ați ridicat mâna, dacă ne-am pune toți acum să ne rugăm ca Dumnezeu să vindece un cancer și mâine să-i trimitem persoana respectivă la spital, sunteți siguri că o vindecă? Pentru că, bă, dacă e sigur că ajunge în cer, un lucru atât de măreț, știi de ce e sigur? Că nu-ți pot verifica asta. Bă, mă iau după ce ai zis, mă iau după mâna ridicată, te cred că ai ridicat mâna, dar nu pot să o verific. Și omul, la aspectele care nu pot fi verificate imediat, își arată siguranța. Cred, zice, cred că ești mântuit, cred, crezi că te juci în cer, cred că își arată siguranța lui, că nu-l poți verifica atunci, în secunda 2. Ei, când un om care spune, eu dacă la noapte plec ajung în cer, pe o astfel de siguranță, păi ești tare, frate. Păi tu să crezi pe extraordinar, excepțional. Pe un astfel de om, când el se roagă, Dumnezeu face minuni. Și acum, ce ziceți? Pentru că, ascultați-mă bine, Dumnezeu are nevoie de oameni care să creadă în interiorul lor, într-un mod de 100%, să-L vadă pe Dumnezeu lucrând. Da, am avut parte de minuni. Toți. Aici o soră spune cu o parte excepțională. Dar ascultați-mă bine, foarte bine. Fiți foarte realiști. Noi, cei care suntem aici, când mai vezi o minune din partea lui Dumnezeu, mai ales una din aia, wow, că se ridică un om din scaunul cu rotile, te miri o săptămână. Știți de ce? Că nu prea suntem obișnuiți cu mine. Biblia spune așa, copiilor tăi, tu le răspunzi prin minuni. Uitați-vă la final de an. Ne rugăm noi pastorii de oameni și spunem, veniți la final de an și spuneți o minune care a făcut-o Domnul cu voi. Găsești puțini și dintre aia puțini pe care îi găsești, dacă găsești 5, 3 minuni sunt relativ uzuale. M-a durut capul, nu mi-a trecut cu nimic. Am luat după niște pastile și până la urmă m-a lăsat.
Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, lupta asta interioară, necredința, blochează foarte mult, extrem de mult. Și în seara asta aș vrea să vă provoc să pornim într-o călătorie de eliminare a lucrurilor care produc necredință, dar trebuie să plecăm din punctul foarte sincer. Ne zbatem cu necredința, chiar dacă o mascăm impecabil. Și vreau să vă arăt în această seară foarte simplu, dar gândiți-vă profund, să vedeți câteva elemente care produc necredință în interiorul omului. Și ascultați-mă, în primul rând, necredința își are rădăcina, atenție, în nesiguranța noastră în relația cu Dumnezeu. În nesiguranța noastră în relația cu Dumnezeu. Pentru că omul, printr-o trăire uneori șubredă sau din sincope, azi da, mâine ba, nu mai poate să aibă siguranța faptului că Dumnezeu e acolo. Siguranța faptului că tu ești într-o relație bună cu Dumnezeu se vede în momentele critice ale vieții. Se vede în terapie intensivă. Se vede când medicul spune cancer, nu aici când ești bine. Că ai venit relaxat, te gândești unde ai mers să mânci după ce se gata slujba, că mâine vezi tu ce-i face, că ai intrat în concediu. Nu aici. Credința puternică, siguranța unei relații cu Dumnezeu puternice, se vede în momentul în care omul e într-o situație limită, critică. Îmi povestea cineva în urmă cu câteva săptămâni că era cu mama, și era și mama acolo, când îmi povesteau, s-a dus la spital, fiica mai mare, aproape 18 ani, și medicul i-a dat vestea ei, mama voastră are cancer, în metastază, nu va mai trăi foarte mult, îmi pare rău că trebuie să vă dau vestea asta. Fata asta, n-am putut să o judec pentru că era oarecum normal, copleșită de emoția faptului că a aflat vestea asta, își sună frățiorii mai mici de acasă și le spune plângând la telefon în hohote, mama noastră are cancer. Medicul nu mai dă șanse. Voi veni cu mami acasă, vă rog să o înconjurați cu dragoste, să ne mai bucurăm de ea cât mai este. Nu o pot judeca, chiar dacă nu a fost cea mai cugetată acțiune, dar nu o pot judeca. Copreșită de emoție fata asta, a început să plângă și la un moment dat în plâns i-a dat în disperare. Mama o să moară, mama nu va mai trăi mult, o zis medicul, mi-a spus foarte direct, cancer o mănâncă pe mamă. Mama ei ia telefonul și zice, dă-mi puțin telefon, dă să le zic și varianta mea, dragii mei. Mama vine acasă și să nu uitați, Dumnezeul nostru rămâne la fel de puternic și mama nu moare. Și eu m-am uitat și am spus, pe ce v-ați bazat? Pentru că am un Dumnezeu pe care îl simțeam că va rămâne lângă mine. Că am un Dumnezeu care îl simțeam și care îmi spunea, încercarea asta nu-i pedeapsă, nu-i să te bag în pământ, e să-ți pun privirea spre Dumnezeu mai tare. Și spunea, e relația mea cu Dumnezeu, îmi dădea o credință extraordinară, relația mea cu Dumnezeu, neșubrezită de nimic, îmi dădea o credință puternică că Dumnezeu mă va scoate din cancerul ăsta agresiv. Și iată, îmi spuneau, i-au trecut 6 ani de când mama încă e în viață. Pentru că, dragii mei, întotdeauna relația șubredă cu Dumnezeu, relația, dacă vreți, alterată cu Dumnezeu, mascată frumos pe exterior, mascată frumos în exteriorul nostru, care știm să cântăm bine, să predicăm bine, să recităm bine, să le spunem la toți pacea Domnului, să le spunem că avem un Dumnezeu mare, dar e așubrezită în interiorul nostru. Și relația aceea cu Dumnezeu, care doar la exterior dă bine, în momentele critice ale vieții, pune necredința să se lupte cu tine și deseori te bate la tine acasă necredința și pierzi. Pentru că unul din factorii care produc necredință în noi și în relația noastră cu Dumnezeu e că îl privim pe Dumnezeu prin prisma culturii. Atenție mare! Unul din factorii care produc necredință în noi e că îl privim pe Dumnezeu prin prisma culturii. Și noi trebuie să-L privim pe Dumnezeu prin prisma Scripturii. Îl vedem pe Dumnezeu și spunem așa e la noi. Așa am crescut, așa am învățat, așa e nu știu ce. Și îl vedem pe Dumnezeu prin prisma culturii.
familiei noastre. Că așa a fost la mine în sat, că așa a fost în casa lui mama și a lui tata, că așa a fost nu știu cum. Nu, nu spun că nu. Am crescut într-o cultură, în o bună în foarte mare parte, dar uneori creată de oameni și un Dumnezeu desenat după chipul omului, după mintea omului. Și vine Biblia și îți vorbește despre un Dumnezeu extraordinar de mare. Vine Biblia și îți vorbește despre un Dumnezeu superb, pe care nu mai ai timp să-L mai vezi, nu mai ai timp să-L mai crezi, pentru că tu-L vezi pe Dumnezeu doar la capacitatea pe care tu ai ales să-L vezi, că ai crescut în nu știu ce cultură. Pentru că Dumnezeu vrea ca relația noastră să fie puternică și necredința să nu se instaleze, să-L privim pe Dumnezeu prin prisma Scripturii. Doamne ajută-ne! Când te uiți la Dumnezeu prin prisma a ce scrie aici, când te uiți la Dumnezeu prin prisma a ce s-a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturii, poți să-L vezi pe Dumnezeul care aude. Și vine altul și spune, tu degeaba te rogi, că la cum te știu eu de... nu te aude Dumnezeu. Serios? Că ți-o spus ție cineva. Păi aduceți-vă aminte, ce ziceți dumneavoastră, Bartimeu? Era sfânt? Nu știu. Dar l-a auzit Iisus. Biblia spune. Ce zice Biblia? Când un nenorocit strigă, ce se întâmplă? Nu te mai ruga, mă, că tu mai întâi trebuie să faci nu știu ce și după aia. Eu nu spun că viața nu trebuie pusă în rândul ea. Dar ascultați-mă bine, priviți-L pe Dumnezeu prin prisma Bibliei. Nu mai priviți pe Dumnezeu prin prisma conceptelor unora. Priviți-L pe Dumnezeu așa cum L-a lăsat Biblia și cum a acceptat Dumnezeu să fie văzut. Pentru că îl privim pe Dumnezeu prin prisma culturii noastre. Vorbim deseori de un Dumnezeu doar la trecut. Dar cum s-a prezentat Dumnezeu? A zis Moise, ce-i spun la Faraon? Cine m-a trimis? Cel ce sunt astăzi. Pentru că Biblia îți arată un Dumnezeu real al lui astăzi. Biblia nu îți arată un Dumnezeu doar al lui ieri. Noi suntem un neam tare ciudat, dacă îmi permiteți. Iubesc poporul român. Ce-o zis Eminescu? Prin trecutul mare, mare viitor. Bă, noi tot timpul am trăit ori în trecut, ori în viitor. Numai prezentul n-am știut să-l trăim. Prin trecutul mare, zice, bă, ce glorios trecut ai avut tu. Nu, acum gândește-te la trecutul ăla tău mare și acum gândește-te la viitor. Și uităm deseori să trăim prezentul. Și uităm deseori să trăim frumusețea lui Dumnezeu de astăzi. Și uităm deseori să trăim binecuvântarea lui Dumnezeu de astăzi. Pentru că oamenii se gândesc deseori prin cultura lor, prin modul cum cineva l-a creionat pe Dumnezeu, doar ca la un Dumnezeu al trecutului sau un Dumnezeu care cândva se va gândi și la tine. Fals! Dumnezeu îl iubește pe om într-un mod extraordinar și vrea să-l vadă omul în fiecare zi. Deschide Biblia și începe să-l privești pe Dumnezeu prin prisma Scripturii și vei vedea că inima ta se va înviora și va veni la un moment dat necredința și va veni la un moment dat lupta asta puternică și tu vei spune, diavole, nu mă mai poți bate cu 2-0 la mine acasă prin necredință, pentru că Dumnezeul Bibliei, de Dumnezeul meu care a rămas real și în generația asta. Ce mare har să poți să-L mai percepi pe Dumnezeu așa cum Biblia îl descrie. O, cât de mulți îl percepe Dumnezeu cum l-a creionat nu știu cine. Și asta e atât de greu. Pentru că tu îl percepi pe Dumnezeu cum ți l-a creionat nu știu cine și când îl percepi pe Dumnezeu care ți-l-a creat, tu îl vezi doar în limita aia, doar în bucățica aia. Și Dumnezeu zice, bă, eu-s mai mare de atât. Eu sunt mai glorios de atât, eu sunt mai puternic de atât, tu-l vezi doar atât, mai mult de atât tu nu mai poți să-l vezi. Un alt lucru care produce necredință și șubrezește, atenție mare, relația noastră cu Dumnezeu, pe lângă faptul că îl vedem pe Dumnezeu prin prisma unei culturi și îl băgăm pe Dumnezeu în tiparele noastre, un alt aspect extrem de dureros e că omul nu mai are disciplină. Ascultați-mă. În generația noastră, toată lumea vrea să fie motivată. Cei mai în vogă predicatori, oarecum, sunt predicatorii motivaționali. Eu am fost unul din predicatorii care a mers mult pe motivare, pe motivare și, băi, motivăm pe oameni. Până la urmă, stai un pic.
Pentru că omul, când nu mai are cine să-l motiveze, ce face? Pierde lupta. Stau deseori de vorbă cu oameni, și nu mai vii mă la repetiții? Nu mai am motivare. Păi de ce nu mai vii să mai slujești pe Domnul? Nu mă mai motivează nimic. Și când nu-l mai motivează nimic, el cedează. Ascultați-mă bine, un aspect extrem de important ca să nu se șubrezească relația cu Dumnezeu și credința să rămână, să nu se instaleze necredința, pe lângă faptul că îl vezi pe Dumnezeu prin prisma Bibliei, nu a creonărilor unora, trebuie să fii un om disciplinat. Când nu mai există motivare, rămâne disciplina. Care dintre dumneavoastră plecați mâine dimineață la lucru foarte motivat? Păi cum te duci la lucru dimineață? Bă, te trezești, vorba populară românească, nici iarba nu crește, acum numai noi ne apucăm de lucru, serios, mai ales în zilele astea așa, că parcă e atmosferă de concediu. Și tu te duci la lucru, de cumva nici n-ai mașină și stai și trebuie să stai și în tramvai, bă, parcă e ciudat și te gândești la ora 7 dimineața, vai, până la 5 e o veșnicie, până te întorci înapoi. Dar de ce te duci mâine dimineața la lucru? Că ești motivat? Nu, că ești disciplinat. Că e luni dimineața și trebuie să te duci la lucru. Pentru că oamenii nu mai au disciplină. Vine la un moment dat câte unul și zice, știi de ce nu mai citesc din Biblie? Că nu înțeleg nimic. Că altădată când citeam ceva, mă răscoleam, mă făceam, mă nu știu ce, cum sunt, așa, mă, nu mai înțeleg nimic. Bă, dacă nu mai înțeleg, nu mă mai motivează, serios? Fă din citirea Bibliei o disciplină a vieții tale. Ia Biblia și citește-o în fiecare zi. Vei vedea că Dumnezeu cimentează în mintea ta lucrurile profunde ale vieții. Ia rugăciunea, că te motivează deseori, numai încercările profunde încep să te motiveze. Dar fă din rugăciune o disciplină. Nu pleca de acasă până nu te rogi. Fii disciplinat în asta. Că începi să dai și tu altora, numai când simți că punga ta se golește și ai mai avut o experiență că atunci când n-ai ai avut, Dumnezeu ți-o trimis prin nu știu cine și ți-a dus și tu aminte, bă, trebuie să dau și eu la alții, dar fă din asta o disciplină și dă și altora din ce Dumnezeu ți-a dat. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine, poporul fără de disciplină se prăbușește la un moment dat. Creștinul fără de disciplină se ruinează la un moment dat. Pentru că toți vrem motivație, să ne motiveze, să fim motivaționali, să ascultăm ceva super motivațional, să vibreze ceva în inimă, să scurgă lacrimile dintr-o dată. Eu sunt adeptul lacrimilor, dar sunt oameni care numai după asta leargă, văd să vezi, să curgă, să vibreze ceva. Uită că omul trebuie să fie disciplinat. Omul uită că trebuie să fie. Am ascultat eu predici lângă oameni extrem de bine expuse, extrem de bine așezate, biblice, teologice, profunde, cu învățătură pentru viață. Dar predicatorul a fost foarte clar și direct. Nu s-a dus așa să joace sentimentele și stătea câte unul lângă mine să zice, nu prea mi-a plăcut. Ești praf, prietene. Păi tu nu mai ești disciplinat. Tu ai stat să asculți ce Dumnezeu ți-a transmis? Tu ai stat să asculți cu atenție că Dumnezeu ne-a tras câteva semnale de alarmă cu care ne vom confrunta mai târziu? Tu ai stat să vezi ce Biblia a expus pentru noi? Tu ai tot așteptat momentul ăla când să ți se zică, o mamă cu probleme, au murit, au rămas 12 prunci, să te răscolească un pic. Știți ce mult contează ca omul să fie disciplinat? Și când omul îl privește pe Dumnezeu prin creonările unora și nu prin Biblie și nu mai devine disciplinat, în acel moment relația lui cu Dumnezeu se șubrezește. Când se șubrezește relația lui cu Dumnezeu, necredința se instalează. Și nu constați că s-a instalat necredința doar în momentul când ai nevoie de ea. Și stai în fața unei încercări și zici, opa, ceva s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, eu nu mai pot să mai cred. Ce s-a întâmplat, eu nu mai pot să mă mai rog altădată. Păi s-a instalat niște lupți și zici, ba, las că o să fie, ba, las că o să iasă bine, ba, las că... Și la un moment dat zici, iară pierzi, bă. Și vii, frate, așa, nu știu, cu necredință. Pentru că zici că suntem ca omul ăsta din Biblie. Crezi? Cred, Doamne! Bă, dacă rămânea numai aici. Dar după aia continuă, totuși, hai să fiu mai realist un pic. Ajută-ne credințele mele. Cred, Doamne, cred, da, pe primul impact, știi, Domnul ăsta cu problema în casă. Așa cum suntem noi de multe ori în fața încercării, cu problema în casă,
Și vine Dumnezeu și zice, te întreabă pastorul, te întreabă predicatorul, te întreabă ăsta, cel care se roagă pentru tine, crezi că Dumnezeu poate? Eu mă duc, da? Ne rugăm, folosim deseori slujirea asta și acțiunea asta cu ungere, cu un de lemn. Mergem, ne cheamă câte cineva, vă rog, faceți-mi ungerea. Primul lucru pe care îl întrebi, vrei să mărturisești ceva? Da, nu, fiecare își face partea. Bun, mărturisești. Doi, crezi că Iisus Hristos te poate vindeca? Și eu la un moment dat, el spune, da, cred, că unul a luat-o doar ca un slogan. Eu unc un de lemn și zic, Doamne, fă după credința acestui bărbat. Și îl văd la un moment dat cum deschide ochii de la mine. E chiar așa. Că în momentul ăla s-a blocat. Păi dacă tu ai zis că crezi, cu gura ta am greșit cu ceva? Ba dimpotrivă, m-am agățat de ceva profund. Tu ai zis că crezi, tu ești în încercare. Păi ceva extraordinar. Și vezi la un moment dat cum se uită ciudat și îți zice unul odată, bă, veni fratele Alin, nu mi-a plăcut cum s-a rugat. A fost așa rugăciune din aia puternică, zice, să sunt așa. Dar tu ai zis că tu crezi. Nu vi se pare că uneori așa, pentru că relația e foarte șubredă, necredința e foarte instalată. Cosmetizăm exteriorul, încercăm să dea bine, să fie bine, dar de fapt, în loc să fim atenți, să-L privim pe Dumnezeu prin Biblie, să fim atenți la faptul extrem de important, că trebuie să fim disciplinați în tot ce înseamnă spiritual, vă lansez o provocare, plecând din locul acesta, să-L priviți pe Dumnezeu doar prin Biblie. Vine cineva și vă spune, Dumnezeu e așa. Tu te duci și cauți. Unde scrie că e așa? Da, așa-i. Super tare. Perfect. Cred. Păi dacă o scris aici? În momentul în care vine încercarea, tu știi de ce îți vei aduce aminte? De Biblie. Și mai apoi îți vei mai aduce aminte și vei spune, mi-o mai zis și cu tare. Și întotdeauna când îți două argumente profunde, rămâi tare. Mai apoi devii un om disciplinat, vă lansez provocarea asta, deveniți oameni disciplinați în ceea ce înseamnă Biblie, rugăciune, dărnicie, legătură frățească, iubirea de semeni, fiți oameni disciplinați. O, păi mai vine câte unul care la un moment dat, ți-e greu mă să-L iubești, ți-e greu. Ne-am făcut o disciplină din asta, știu că trebuie să iubesc pe toți. Ne tot confruntam noi într-o perioadă cu unul care ne scria comentarii urâte pe internet. Toți, eu, Dorel, ca... bă, cine e ăla? Cine e ăla? Bă, cine e ăla? Bă, dar ăla chiar nici nu ne cunoaște, nici nu știe, bă, sub un cont fals, bineînțeles, cine e ăla? Plec odată în Irlanda, mă urc în avion, îmi scot o carte, mă pun, mă așez în ăsta, îmi scot o carte, un băiat vis-a-vis de mine, culoarul îmi doar ne despărțea. Și ăla începe și plânge, tot trăgea de nas. Am zis, bă, o fi cu COVID. Te trăgea de nas, săracul. Mă uit la el. No, eu cu coada ochiului, bă, cine? După la un moment dat, frate Aline, zic că ăsta-i de-a nostru. Cine știe ce problemă are? Da, spuneți, eu. Eu rog să mă ierți. De ce, mă? Eu sunt ăla care am scris comentarii urâte pe internet de voi. Nu iubește-l. Și când l-am căutat. Până mi-am dat seama că era mai slăbus de minte, mi-am dat seama că n-are rost să-i mai caut. Vă rog, vă rog, o cafea vreau să beau cu dumneavoastră. Bem. Uite, mă pun cu tine la o cafea, bem o cafea când ajungem în aeroport, eu o plătesc, e ok. Uite, să fie bine. Ați iubi oameni, ați iubi semeni, ați iubi dușmani. Când faci din asta o disciplină, nu doar motivațional, nu-l simt să-l iubesc, nu simt să fiu de treabă cu el, nu simt să-i dăruiesc, nu simt să-l ajut, nu simt să fiu altfel. Și vine Dumnezeu și spune, bă, fii disciplinat, Biblia își cere asta. Dacă Biblia își cere asta, te duci să faci acel aspect. Dacă Biblia își cere, rămâi în disciplina Bibliei. Că Dumnezeu se bucură de un om care rămâne în parametrii Bibliei prin disciplină. Știi ce se va întâmpla atunci? Când va veni necredința, ești baricadat. Pe relația mea cu Dumnezeu nu-i șubredă. Dumnezeul meu e Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul meu e Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Nu-i că mi-a zis unul X, Y, mai știu eu ce. Dumnezeul meu rămâne Dumnezeul ăsta. Mai apoi tu spui, stai un pic, că nu m-am lăsat condus doar de sentimente. Am știut că trebuie să fac și am făcut. Mi-a fost greu, nu mi-a fost ușor, a fost ciudat. O trebuie să mă expun. M-am făcut uneori poate de râs omenește în fața prietenilor și colegilor. Dar am știut că Biblia îmi cere aia. Am rămas disciplinat în ceea ce îl glorifică pe Dumnezeu. În momentul ăla, relația cu Dumnezeu se întărește, nu mai e șubredă. Și când vine necredința, tu zici, lol, 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 stare.
E atât de important, dragii mei, să putem să întărim această relație. Doi, știți ce mai când mai vine necredința și cum se instalează și unde mai are rădăcină necredința? Ascultați-mă bine. Doi, într-un negativism. În negativism, în relația noastră șubredă cu Dumnezeu, și doi, într-un negativism profund. Acum, dumneavoastră știți că noi, poporul român, cântăm doine de jale impecabil. Știm să ne plângem foarte mult. Ascultați-mă. E adevărat, cântăm foarte negativ. E adevărat că multe din cântările compuse în România s-au compus într-o perioadă grea. E foarte adevărat asta. În schimb, dragii mei, am rămas doar la a-L vedea pe Dumnezeu într-un mod foarte posomorât. Într-un mod foarte negativist. Uitați cum a venit omul ăsta la Iisus Hristos, foarte negativ. Dacă poți. Știi, ceva de genul, vrei să faci și tu o încercare? Vedem ce e asta? M-am rugat de ucenicii tăi și ei n-au putut. Și Domnul nu lasă așa. Domnul îi spune, bă, cum adică dacă poți? Cum adică? Ce cu atitudinea asta negativă? Ce cu atitudinea asta ciudată? Imaginați-vă că aveți nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și ne rugăm de multe ori așa într-un mod de pesimist și vine Dumnezeu și spune, păi ce cu atitudinea aia? Și te vrea Dumnezeu să ai acel entuziasm că Dumnezeul cel puternic ți-e tată, El deține controlul universului, că rămâne suveran peste toate și se simte Dumnezeu bine când tu vii și spui, Doamne, Tu ești ăla care le poți, știu că Tu ești ăla care le poți. Și asta să se vadă pe viața ta. Negativismul ăla ciudat care deseori cuprinde viața omului produce necredință. Ne gândim deseori la Dumnezeul care dă cu bâta. Ne gândim la Dumnezeul care pedepsește. Ne gândim, ne amenințăm copii. Ai grijă, pune Dumnezeu mâna pe tine. Băi, eu nu spun că nu o face, dar nu-i partea ta să-i o spui. Eu nu spun că Dumnezeu uneori nu alege, că El e suveran, alege cum vrea El. Dar partea mea nu e să-L pun pe Dumnezeu într-o lumină ciudată, într-o lumină gri, într-o lumină în care vine ca un bau-bau peste oameni. Și partea mea e să aduc glorie lui Dumnezeu. Partea mea nu e de negativism, partea mea e de optimism. Optimismul ăla e echilibrat. Se duc unii într-un optimism exagerat, că nu e nicio problemă, că ai zis odată, Iisus te iubește, totul e mere la superlativ. Nu, 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 e optimismul ăla echilibrat, dar unii se duc în negativismul ăla extrem de exagerat, în care îl văd pe Dumnezeul ăla care un pic, dacă ai greșit, când ți-o dat una, când te-ai executat. Și vine și spune, bă, oameni buni, se uită Dumnezeu, spune, ce cu atitudinea asta? Vine ăsta parcă să-L convingă pe Dumnezeu, dacă poți... Și Dumnezeu ne-am fi așteptat să spună, bă, ai pus interesat întrebarea, mai cam ambiționat, stai un pic să văd de ce, să vezi tu de ce sunt eu în stare, da, de unde. Că spunea Dumnezeu mintea cu el, dimpotrivă, direct l-o blocat, cum adică dacă poți? Cum adică dacă poți? Pentru că atitudinea asta negativă, în care îl punem pe Dumnezeu așa într-o umbră de îndoială, în care îl punem pe Dumnezeu așa într-o atmosferă, Doamne, s-ar putea ca Tu să ai o soluție, nu știu, hai să o vedem dacă totuși o ai, să știți că produce necredință în interior. Uitați-vă la oamenii care știu să vorbească de superbitatea lui Dumnezeu, de frumusețea lui Dumnezeu, de măreția lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu. Pentru că optimismul echilibrat nu spune că tu nu o să treci prin încercări. Știți cum spune optimismul echilibrat? Că noi trecem prin încercări, dar în mijlocul încercărilor Dumnezeu este cu noi, glorificat să fie El. Asta e partea frumoasă, că eu trec prin încercări, dumneavoastră treceți prin încercări, dar în mijlocul încercărilor Dumnezeu este cu noi. Unii rămân doar la atât, vai cât de grea-i viața, uite prin câte încercări trec eu. Și Dumnezeu ar spune și mai departe? Și mai departe omul uită, că rămâne doar la negativism, doar la o plângere. Uită să-L mai glorifice pe Dumnezeul care poate să coboare în încercarea Lui. Și-o zis David, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem, pentru că Tu ești cu mine. David n-o zis, știu că de astăzi nu o să mai văd nicio vale. David a zis, chiar dacă ar fi să trec, nu mă tem, pentru că Tu ești cu mine acolo. E atât de important ca oamenii să nu mai gândească atât de negativ. Omul ăsta atât de negativist a venit la Domnul, Doamne, dacă poți cumva, dar știți,
Optimismul echilibrat. Pavel, pot totul, a zis Pavel, în Hristos care mă întărește. Pavel nu a zis, păi, cât e de greu, de cumva Domnul totuși, băi, șubredă, de vine, de nu vine, de nu vine-i bai, de vine... Știți că întâi de important să poți să spui, pot totul în cine? În Hristos. Mi l-am imaginat pe Petru că stătea în închisoare și cred că săracul avea și el nevoie de o perfuzie spirituală. Imaginați-vă momentul. Petru stătea în lanțuri și la miezul nopții a venit un înger la Petru. Acum, permiteți imaginația mea în seara asta, da? Ăia când l-au băgat acolo, l-au bătut, cu siguranță. Au zis, poftiți, domnul Petru, pe aici drumul. L-au bătut. L-au băgat bine, l-au băgat în lanțuri, l-au închis. Nu avea cum să iasă Petru de acolo, dar nu știu ce m-a mai legat în lanțuri. Și la un moment dat vine îngerul. Auziți ce zice una din traduceri? Îngerul ghiontește pe Petru. Îngerul îi dă un col la Petru. Petre, hai! Imaginați-vă un moment. Petru săracul dormea în lanțuri. Îngerul zice, Petre, hai! Bă, tu cine ești? Trimisul lui Dumnezeu. Ce ai venit aici? Nu mai fi așa de negativ. Să vezi că Dumnezeu e cu tine în închisoare. Fii tare! Bă, te rog frumos să nu faci gălăgie. Zice Biblia că lanțurile cad. Nu luați dumneavoastră niște lanțuri și duceți-le la urechile cuiva care doarme și dați-le drumul pe un beton, pe o gresie, pe ceva, dați-le drumul la lanțuri. Se trezesc ea sau nu? Mi-am imaginat pe Petru, bă, să nu cad, buf, ca lanțurile, s-a șocat. Bă, ce dacă cad lanțurile? Ce e așa de negativist? Păi dacă e Dumnezeu aici, care e problema? Eu sunt trimisul lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit lângă tine aici în celulă. Hai, mă, te rog eu nu. M-au bătut ăștia când m-au băgat aici, te rog eu nu. Mi l-am imaginat eu pe Petru în prima instanță și vă spun și de ce. Că finalul acestei povești exprimă Biblia. Te rog eu nu. Mă, hai mă, eu sunt trimisul lui Dumnezeu, nu mai fi așa de negativ. Hai afară! O filmez Petru după înger tiptil. Bă, îngerule, te rog eu încet. Ori ajuns la cea de-a doua strajă, zice Biblia. O altă gardă de soldați. Mi l-am imaginat pe Petru, îngerule, pe vârful, că ăștia când m-or băga e numai. Te rog eu că nu mai vreau să iau bătaia. Zice Biblia așa, ajung în fața ușii de fier. Nu, îngerule, până aici m-ai adus. Tu zbori de unde ai venit și eu rămân singur să iau bătaia. Ți-am zis să mă lași unde am fost. N-ai putut să mă lași. Permiteți imaginația mele, v-am zis de la început. Eu am crescut într-un bloc comunist, construit de comuniști. Până să apară termopanele, am avut o ușă din aia care când o închideai zdrângănea, te trezea din toate somnurile. Am avut o vecină la parter care își făcea somnul de frumusețe în fiecare zi. La un moment dat, noi deja știam, dar eram copii, stăteam la etajul 4. Știți ce atlet eram când eram copil? Că imaginați-vă că eu intram în scară, avea un ar din ăla care trăgea ușa și eu uitam că vine ușa tare. Și intram în scară, deja eram așa, când mi-aduceam, nu mai puteam să mai prind ușa, că eram plecat de lângă ea, deci mi-aduceam aminte, poc! Bă, eram deja rachetă până sus. Eram eu pe la etajul 3, deja vecina noastră era, care sunteți, mă? Cam așa a fost copilăria mea. Păi știți cum zdrângă-ne o ușă din aia? Imaginați-vă-l pe Petru. Deci era eu cu vecina noastră. Imaginați-vă-l pe Petru, nou îngerule. Ușa de fier, cum o deschizi tu să nu audă ăștia? Mă, tu nu înțelegi că eu sunt trimisul. Ce ești așa de negativ? Păi dacă e Dumnezeu lângă tine, mai există negativism? Mai există neputință? Dacă e Dumnezeu lângă tine, nu poți să treci prin orice vale? Dacă e Dumnezeu lângă tine, nu poți să ieși biruitor dintre valuri? Dacă e Dumnezeu lângă tine, nu poți să treci biruitor prin boala respectivă? Dacă e Dumnezeu lângă tine, crezi că nu poate să-ți aducă Dumnezeu copiii? Ba da, și atunci de ce nu ești optimist că Dumnezeu le poate face pe toate astea? De ce vezi tot timpul latura negativă? Mă, îngerule, tu zbori, eu iau bătaia, asta e, m-a luat după tine. Auziți ce zice Biblia? Ușa, am tot zis-o eu, ușa de fier s-a deschis singură.
O traducere zice, ușa de fier s-a deschis fără de ajutorul vreunei mâini omenești. Petru a fost primul care a văzut ușile de la OMV cum se deschideau. Cam așa va fi în viitor, Petru. Știți ce zice Biblia? Iasă Petru afară și zice așa, cu adevărat, acum cunosc. Ce s-a întâmplat, Petru? Până acum n-ai cunoscut? Nu. Am cunoscut uneori latura aia umbrită de negativism. Uitați-vă la Petru de acolo încolo. S-a dus, a fost gata să moară, a fost gata să facă kilometri, a fost gata să ia bătaie, a fost gata să rabde de foame. De ce? Nu mai exista negativism în el. O zis Petru, nu-i problemă, merem pe jos, merem pe jos, flămânzim, avem numai o traiță, avem numai o traiță, nu contează. Suntem mereu plini de bucurie, ba mai mult, zice apostolul, ne bucurăm chiar și necazurile noastre. No, optimism adevărat. Pentru că negativismul ăla, dacă rămânea Petru negativismul expus de mine, nici nu ieșa, pleca și îngerul, nu mai rămânea nicio poveste frumoasă. Pentru că, dragii mei, suntem atât de acaparați de negativism și uităm că oamenii trebuie să fie într-un optimism echilibrat. Doamne ajută-ne! 3. Dacă vrei ca să rămâi un om plin de credință și să bați necredința, în al treilea rând trebuie să înțelegi că delăsarea e de la diavol. Altfel am scris punctul ăsta, dar am vrut să fiu mai direct acum. Delăsarea e de la diavol. Auziți, vreau să vă citesc un verset. M-a mirat atât de tare versetul ăsta, atât de tare m-a mirat versetul ăsta într-un mod extraordinar. Versetul 21. Iisus a întrebat pe tatălui, al copilului. Uitați-vă la versetul ăsta, Marcu 9:21. Atât de profund. Auziți, câtă vreme este de când îi vine așa? Dacă credeți că Dumnezeu avea nevoie de informații, mă informezi, te rog, cam de când te simți rău? Credeți că Iisus avea nevoie să fie informat? De aia o întrebat? Ca să fie informat? Nu. Știți de ce o întrebat? Se arată celui tată cât de lăsător este. Din copilărie. Și ce ai făcut până acum? Păi dacă e din copilărie așa, tu cum l-ai lăsat așa? Pentru că oamenii aleg deseori să îmbrățișeze delăsarea, amânarea. În momentul în care îmbrățișezi amânarea și delăsarea, se instalează o necredință că nici Dumnezeu nu mai poate. Ați auzit expresia, nici Dumnezeu nu mai poate? Pentru că omul ăsta din copilărie se uita la copilul ăsta. Când îmbrățișezi delăsarea și amânarea, mai devreme sau mai târziu ajungi la un apogeu. Mai devreme sau mai târziu vei spune, nu mai pot. Ei, când ajungi la acel apogeu de nu mai pot, omenește, nu mai poți nici să mai crezi. Și Domnul vine și le-a, atât de tare m-a mirat versetul ăsta, Domnul se uită la el și spune, auzi mă, tu ești tata pruncului, nu vine aici, auzi, mă uit la el, mă mimilă de el, mă săracu. De cât timp e așa? Dar Domnul, permiteți-mi să încerc și tonalitatea mea să fie altfel. Mi l-am imaginat pe Iisus că a zis, auzi, de cât timp e așa, mă? Zi tu de cât timp, hai să te audă și ăștia la asta. Zi de cât timp l-ai lăsat așa? Zi. Ceva de genul parcă l-a întrebat Iisus. Că n-avea nevoie de informație. O vrut să-l pună în față, în față, cu o acțiune extrem de greșită. Amânarea și delăsarea. Știți de ce se instalează necredința în viețile multora? Pentru că oamenii îs delăsători, amână să facă ce trebuie pentru sufletul lor. Amână oamenii să-și rezolve problema din casă și ajung la divorț. Și la un moment dat se trezesc la realitate. Bă, unde am ajuns? Doi oameni maturi, chiar în halul ăsta. Păi ne facem de mirul lumii, avem copii. Unde am ajuns? Dar atât de cruntă-i cearta de acolo, e atât de puternică ura dintre ei, încât ei vin și spun, nu mai există nicio șansă. Și eu îi întreb, dar dacă ar fi intrat în repararea lucrurilor acum un an de zile, atunci da. De ce n-ați intrat? Că la un moment dat se instalează ura în inima omului și începe să urască și vine câte un și spune, bă, nu mai pot, ceva vibrează în mine, nu-l suport, pe ăla, nu, bă, frate, Alina, nu mai pot, trebuie să fac ceva. Și eu îl întreb, da, auzi, când l-ai urât pe primul, ce ai făcut? Păi, da, nimic, l-a lăsat acolo, urât în inima mea. Serios?
Pentru că, dragii mei, aspectul ăsta atât de important în viață, atât de important în viață numit de lăsare, ascultați-mă bine, când omul acceptă de lăsarea, când omul acceptă amânarea, necredința pune stăpânire pe el. Când necredința a pus stăpânire pe un om, acea viață se prăbușește, indiferent de cât de frumos arată el pe exterior. Crezi? Cred. Hai să verificăm. Pentru că, dragii mei, bisericile noastre, dacă ar avea oameni care n-ar mai amâna facerea binelui și a trăirii în sfințenie, am trăit victorii extraordinare. Dacă în comunitățile noastre ar fi oameni care n-ar mai amâna disciplina Bibliei, care n-ar mai amâna trăirea frumoasă în așa fel încât Dumnezeu să fie glorificat, între noi s-ar trăi victorii profunde. Dar sunt prea mulți care amână. Sunt prea mulți care îi spui, bă, du-te, împacă-te, că te duci în iad, du-te, împacă-te, că viața ta e atât de șubrezită, bă, du-te, zi un iartă-mă. Și omul zice că va zice și până la urmă nu mai apucă să mai zică. Și amânarea scrie povești atât de triste. Una cunoscută de mine, perioada COVID, unul se duce la frate-su. Bă, suntem doi oameni bătrâni. Am luat o razna. Hai să ne iertăm. Te rog eu. Uite, eu îmi cer iertare. Cere și tu. Și hai să fim împreună frați, frați de trup. Hai să fim frați. Hai să ne iertăm, hai să ne iubim, hai să îngropăm securea asta războiului. Hai să fie bine odată. Și ăștia au zis, bă, hai, ieși afară. Îți zic eu când îmi cer iertare. Amând deocamdată. Eu am luat COVID-ul pe amândoi și i-au pus în același salon la spital. Stăteau pe paturi diferite. Se milogeau după un pic de apă. Unul dintre ei se stinge. Ăla care a zis, te anunț eu când îmi cer iertare, se stinge. Pleacă din lumea asta. Pe ălălalt, îl iau copii acasă prin intervenții, îi iau un ventilator din ăla acasă, îl închiriază, își revine. Îi spune, dacă ar mai fi fratele meu în viață, mi-aș mai cere eu încă de 100 de ori iertare. Nici nu m-ar mai interesa să-și ceară el. Dar tot el își pune întrebarea, oare ce este cu el? Că n-a avut puterea, că totuși a ales să amâne. Ia gândiți-vă de câte ori ați amânat lucrurile importante. Gândiți-vă de câte ori ați fost delăsător și ai zis mâine, altă dată, săptămâna viitoare, peste un an, peste 6 luni, o să găsesc eu momentul potrivit. Te-ai cosmetizat impecabil pe exterior, că ești un credincios, că ești o credincioasă, interiorul, praf. Necredința acolo, multă. Relația cu Dumnezeu șubrezită. Mereu negativist, nu mai poți să-L mai vezi pe Dumnezeu în gloria Lui și în splendoarea Lui. Știți ce mi-a dat mie deseori putere în încercările vieții mele, care n-au fost neapărat puține, ci unele dintre ele chiar foarte grele. Singurul lucru care m-a mai ținut uneori în picioare a fost faptul că am crezut că Dumnezeu rămâne glorios, că Dumnezeu rămâne puternic, că Dumnezeu nu pierde nicio bătălie. Și spuneau oamenii, Alin, nu mai există șansă. Nu mai există șansă. Și le spuneam oamenilor, întotdeauna există una. Care? Ori Dumnezeu îmi schimbă mie starea, ori intervine. O, îmi poate schimba starea, mă poate face să accept. Și așa de bine accept, de tot lui dau glorie. Așa de bine accept că tot pe Dumnezeu îl văd mare. Sau schimbă situația încurcată. Gândindu-mă la măreția lui Dumnezeu și la gloria lui Dumnezeu de nenumărate ori, am putut să trec peste atât de multe situații dificile. Pentru că gândirea asta negativă te prăbușește.
Pentru că o relație șubrezită, că nu-L mai vezi pe Dumnezeul Bibliei, că nu-L mai vezi pe Dumnezeu prin prisma Bibliei, te prăbușești. O delăsare? Am dus la o mormântare. La final de tot o vine la mine o fiică. Mama ei a plecat destul de vreme din lumea asta, la vreo 50 ceva de ani. Și a zis către mine, de fiecare dată când îi trânteam ușa la mami, îi spuneam că e pentru ultima dată. Plângând, mi-a zis, frate Alin, nu odată. Asta era forma ei de exteriorizare. Am pus mâna pe ușă, am zis, o trântesc, că asta știu că o enervează pe mama. Și-a zis, nu odată m-am gândit, bă, hai totuși să renunț la acțiunea asta. Hai totuși să nu mai fac așa, că nu-s chiar așa. Și de fiecare dată am zis, data viitoare. Și-a zis, uite, am tot amânat să mă opresc dintr-o acțiune care o voi regreta toată viața. Mami nu mai e. Dacă ar mai fi mami în viață, n-aș mai trânti nicio ușă. Pentru că, dragii mei, delăsarea în lucrurile bune și amânarea lucrurilor bune produce atât de multă necredință în om. Dar hai să o iau un pic, să termin într-un ton pozitiv. Când nu amân lucrurile bune, când ești conștient de lucrurile cu adevărat profunde și nu le amâni, când Dumnezeu îți spune, uite, ai 100 de lei în buzunar, du-te, dă-i la ăla. Îți spune Dumnezeu la nivelul minții și tu nu amâni. Ai băgat mâna în buzunar, te duci, îi dai banii. Când la un moment dat vine Dumnezeu și spune, auzi, du-te și cere-ți iertare, nu ți-a fost atitudinea bună, nu amâna, du-te, cere-ți iertare. Și tu nu amâni, te duci și ceri iertare, te rog frumos să mă ierți. Când la un moment dat vezi că cineva trece printr-o încercare și vine Dumnezeu și spune, auzi, du-te să fii lângă el în încercare. Du-te și caută la spital. Tu nu amâni, că dacă tu amâni, iasă din spital. Și tu nu amâni. Și te duci, apoi vine încercarea. Și tu știi că n-ai amânat nimic din ce a fost bun. Ai ținut cu strictețe. Știi ce se întâmplă atunci? Rămâi atât de încrezător și de încredințat în Dumnezeul care poate. Închei spunându-vă ceva ce-mi povestea mie o soră. Frate Alin, am luat o lecție. Dumnezeu mi-a pus în minte într-o dimineață să mă duc la o soră din biserică de la noi, să-i duc 100 de lei. Și am zis, bă, eu pe sora asta o cunosc, îi zic pacea Domnului la biserică, ne salutăm, dar nu avem o relație prea. Bă, și parcă la ora 7 nu-mi dădea pace, s-o trezit să-și trimite copiii la școală. Bă, nu-mi dădea pace, bă, nu mă duc. La ora 9, același gând din partea lui Dumnezeu îi spune, du-te la sora aia de 100 de lei. Și sora asta care îmi povestea, mi-a zis, bă, cine știe ce gânduri am eu? La ora 11, același gând vine din nou, du-te și dă-i 100 de lei. La ora 4 după masă, vine din nou același gând, du-te și dă-i 100 de lei. Nu s-a dus. O zis, a doua zi, unul din copiii mei și-a uitat penarul acasă. Și în momentul în care am constatat că și-a uitat penarul, am zis că mă duc la școală în pauza mare, de la 10 fără 10 la 10 și 10, să-i duc penarul. La școală mă întâlnesc cu sora. Și când o văd, o zis, înțepenesc. Pace, sora, pace. Dar ce faci? Așteptau să se sune, să iasă copii. Îmi aștept copiii. O plasă în mână. Dar ce faceți? Soră, îți povestesc, zice. Ieri dimineață n-am mai avut niciun ban în casă. N-am mai avut ce să le dau la copii de mâncare. 7 copii își trimitea la școală. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne Iisus, eu nu sunt o cerșetoare. Dar trimite, te rog, pe cineva cu 100 de lei, mă duc la magazinul din colț, îi dau înapoi, promit. Îi cumpăr o rudă de salam, ceva margarină și o pâine, să le dau la copii de mâncare. Doar m-am rugat. Era singurul lucru pe care puteam să-l fac și nu a venit nimic. O zis, apoi i-am trimis pe copii flămânzi. La ora 9 m-am prăbușit din nou și am zis, Doamne, poți să trimis pe cineva cu 100 de lei
să fac repede niște sandvișuri, să le duc la școală să nu fie fără pachet copiii mei? Te rog! O să m-am rugat și nu veni nimeni. Tora care îmi povestea mie, îmi povestea cu lacrimi în ochi, frate Alin, învinea să intru în pământ. Sora m-a mai rugat la ora 11 și am zis, Doamne, ăștia vin acasă, îți flămânzi. Poți, te rog, să trimiți pe cineva cu 100 de lei ca la 12 să-i aștept cu ceva mâncare? Te rog, îi dau înapoi, promit. Sora m-am rugat și nu a venit nimeni. Am mai făcut o rugăciune la ora 4, uitându-mă la copiii mei și am zis, Doamne, poți să trimiți pe cineva cu 100 de lei? Nu vreau să-i curg flămânzi. Ca altă dată, un alcool al minței nu-i doare capul și un pahar de apă rece? Te rog, o zi, soră, am așteptat până azi dimineață și nu a venit nimeni. Dar după ce copiii au plecat la școală, cineva a bătut la poarta noastră. A adus o plasă cu tot felul de alimente, 100 de lei. Le-am făcut repede sandvișuri și am venit să le aducă, să ne mâncați de ieri. Că, soră, mare e Dumnezeul nostru. Te-ai fi așteptat să zici, na, așa a decis Dumnezeu, să-i merg. Nu, că mare e Dumnezeul nostru. Înseamnă optimism. Îți povestea sora asta către mine, frate Alin, îmi vine să intru în pământ. Pentru că, dragii mei, delăsarea lucrurilor bune, amânarea lucrurilor importante, nu duc bilabii. Dar în seara asta, toți cei care vă luptați cu necredința în interiorul inimii dumneavoastră, Dumnezeu vă vorbește și v-a spus că relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie prin prisma Bibliei, a disciplinilor sfinte. E obligatoriu să vezi gloria lui Dumnezeu și optimismul echilibrat, să-L vezi pe Dumnezeu în splendoarea Lui, nu negativismul societății. E obligatoriu să nu fii un delăsător, unul care amână, și să fii omul de acțiune de fiecare dată pentru gloria și onoarea lui Dumnezeu. Și în felul acesta vei rămâne un om tare. Iisus Hristos i-a vindecat copilul la bărbatul ăsta. A plecat bucuros acasă. A putut să vadă că Dumnezeul nostru rămâne puternic. E același Dumnezeu și în generația asta. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Permiteți-mi să vă provoc înaintea lui Dumnezeu la o rugăciune și să-i spuneți lui Dumnezeu fiecare în parte, Doamne, sunt aici în seara asta pentru că am nevoie de mâna Ta, am nevoie de puterea Ta. Spune lui Dumnezeu, Doamne, mai pune în mine optimism sfânt. Spune lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să Te văd prin prisma Bibliei. Spune-i Tu lui Dumnezeu în seara asta. Doamne, ajută-mă să Te văd prin prisma Bibliei. Vreau să Te văd așa cum Te prezintă Scriptura. Spune lui Dumnezeu, Doamne, eu un indisciplinat de felul meu, dar ajută-mă să fiu disciplinat în cele sfinte. Să știu să-mi fac parte. Spune lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă pentru toate delăsările mele, pentru tot negativismul meu. Și cheamă-L pe Dumnezeu peste tine și a ta viață. Dumnezeu rămâne la fel de credincios. Haideți să intrăm cu toți în rugăciunea aceasta și Dumnezeu să ne asculte. Amin.